Salutare, oameni buni, suntem la Târgul de Carte Gaudeamus și astăzi vom testa cultura românilor, literatura, cam ce citesc ei. Haideți să vedem, le voi spune niște nume de scriitori pe care îi trebuie să le continue și apoi vedem ce iese. În regulă, hai să mergem. Salut, vino lângă mine, vino lângă mine repede tot. Hai să ne punem așa. Recunoaște numele autorului. Franz. În regulă. Recunoaște numele autorului. Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo. Car. Nu știu. Samuel. Jackson. L. Jackson. Jackson. Ok. Ce mai spune? Numele scriitorilor, da? Mai avem așa. Lev. Tolstoi. Ce a scris asta? Acum. Război și? Război și stele. Stele și noapte. Și pace. Și pace. Hai să testăm numele de scriitor. Ești gata? Samuel? L. Rudyard? Nu știu. Carl? Man. Jean-Paul? Codier. Hai să vedem cum recunoaștem autorul. Continuă-i numele. Samuel? Ionescu. Eugen? Barbu. Franz? Joseph. Jean-Paul? Gautier. Gautier. Carl? Lager. Lager. În regulă. Război și? Pace. Cine a spus? Lev? Tolstoi, da. Cine a scris moara cu? Noroc. Cine? Nu știu. Ernest? Hemingway. Perfect. Franz, Carl, Jean-Paul, nu știu nimul ăla de cu Hugo, Jean-Paul. Jean-Paul Van Damme, Jean-Paul Van Damme, Jean-Paul Gautier. Bun, Carl, hotărâți-vă, vino și tu aproape în cazul ăsta. Ok. Vino mai și tu, că pe autor ești mai Gustav? Mai mine. Gustav? Eiffel. Bun. Franz? Timmermans. Cum? Timmermans. Franz? Beckenbauer. Beckenbauer și? Timmermans. Timmermans, în regulă. Trecem mai departe, la nume de operă și continuăm sau un cadre. Avem așa. Un veac de? Singurătate. Și cine a scris-o? Gabriel Garcia Marquez, bravo domnule. Un veac de singurătate. Scris de? Da, auto cu șoptește de aici din spate. Samuel Dama cu? Scrisă de? Jean-Paul Gautier, nu, ăsta este altceva. Ce este? Păi este un creator. Carl? Nu, tot creator. Dar Carl? Care Malo. Carl Marx să nu ne aplică de el, că a avut niște scrieri. Gustav? David? Robert. Da. Franz? Kafka. Nu Ferdinand? Niciodată, cel mai bun. Pronto. Război și? Stele, mi s-a spus. Nu, pace. E, pace la toată lumea.